stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. I'm not finished. Radio, radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along to my stereo. Salutare la toți, astăzi o să fac un nou videoclip, da, poate știți unii, adică știți majoritatea, că a început școala și chestii de genul, dar am decis și eu să mai fac videoclipul pentru că, na, acum mai ales în primele săptămâni în care practic nu faci nimica, o să mai am puțin timp liber și o să fac și videoclipuri. Ok, în acest videoclip nu vreau să vorbesc foarte mult, vreau doar să vă zic așa pe scurt ce urmează, adică o să mai am un videoclip săptămâna asta și unul săptămâna viitoare, adică lucrez la ele și astăzi o să vorbim despre episoadele Ninjago, episodul 14-18 Ninjago Crystallized. Hai să-i dăm drumul. O să vă zic și alte chestii, încă ceva important, dar la final. Ok, episodul 14 va apărea pe 17 septembrie și se numește The Spider's Design, adică gen designul păianjenului, da, știți, păianjeni din Crystallized. Aici descrierea spune așa: Ninja îl caută pe Lloyd și au căzut în capcana lui Harumi, iar Lloyd cade victima manipulării sale. Bă, e un episod mișto, cu denumire mișto și zic eu că merită o chestie. Ok, hai să trecem la următorul episod. Episodul 15 va apărea pe 23 septembrie și se va numi Căderea Mănăstirii, sau știți voi. Ninja caută o cale de scăpare, iar maestrul și ceilalți protejează armele de aur de către Consiliul Regelui de Cristal. La fel, uite ce mișto. Deci, practic, unele chestii din aceste episoade noi deja le știm din trailer, din teaser, din știți voi care e treaba, adică am avut la LegoCon chestii și chiar clipuri, short-uri în alte limbi, whatever, au apărut pe canalul celor de la Lego despre unele momente din aceste episoade. Ok, următorul episod, Darkness Within. Iar în acest episod, că va apărea pe 23 septembrie la fel, Nia ca Samurai X îi salvează pe Ninja, dar Harumi dar planul lui Harumi de a lua armele de aur deja e practic finalizat, cum s-ar zice, sau în proces și practic știți, adică a fost un succes și chestii de genul ăsta. Da, asta, da. Deci, se începe nebunie de aici. Deci nu am cuvinte pentru asta, din păcate. Următorul episod, episodul 17, va apărea pe 24 septembrie, The Coming of the King, sau Venirea Regelui. Lloyd scapă din templu de cristal cu ajutorul unui aliat așa mai neplăcut oarecum, pe neveste, și ce să zic despre acest aliat, o să fie garbă, asta e 100%. La fel, regele de cristal și ninja se pregătesc de luptă. Și da, cam asta e descrierea pentru episodul 17. Și hai să trecem la ultimul episod, 18, de care știm. Episodul care va apărea tot pe 24 septembrie, Întoarcerea în ochiul primitiv, sau știți voi. Ninja se retrag la Destiny's Bounty și alea gen se fugăresc să-l recupereze pe Lloyd, care a ajuns capturat în junglă de către, de, adică gen jos de templu de cristal, știți? Și cam astea sunt și denumirile episoadelor, toate chestiile astea. Bă, eu nu am cuvinte, deci o să fie nebunie totală. Păi dacă asta e nebunie, nu știu ce o să fie mai pe urmă după
episodul 19, 20 și whatever, până la 30. Deci o să fie nebunie mare. Iar acum, nu cel din urmă, vreau să vă mai zic că, da, de fapt deja am zis la început că o să fac un videoclip mâine pentru episodul 14, care va apărea Cartoon Network Africa. Nu știu dacă va fi în africană sau în engleză, rămâne de văzut, adică chiar dacă o să fie în african sau ceva, ok, tot asta mă uit. Și o să fac un review la episodul 14, evident, pentru că 13 l-am făcut deja, apoi mai departe, săptămâna viitoare o să mai fac un videoclip, un review, ceva, o să vedeți acolo. Și cam atâta momentan. Da, cam asta e tot ce am avut de spus. Noi ne vedem data viitoare. Hai, pa!